Se anunță show de zile mari pe insula de pe lacul Funden din capitală, începând cu data de 17 iulie. Artiști importanți vor urca pe scena amplasată pe insulă, spre încântarea celor care au simțit lipsa concertelor în perioada pandemiei. Deocamdată, organizatorii muncesc de zor la amenajarea scenei și a spațiului pentru spectatori, pentru ca totul să iasă ca la carte. Weekendul ăsta va fi aici Ducu Berții vineri, sâmbătă vor fi Iris Nelu Dumitrescu, duminică cei de la Zur, sâmbătă dimineață vor fi cei de la Țiți Poc cu un spectacol destinat copiilor, duminică dimineață va fi Galeria Bum Bum cu un spectacol destinat copiilor, iar săptămâna următoare vor fi Ruby, va fi Shift, va fi Amna și multe alte surprize. Pentru că traversăm o perioadă destul de dificilă, marcată de restricții, organizatorii vor aplica și măsuri de prevenire a răspândirii coronavirusului. De asemenea, fumătorii vor avea spații special amenajate. Măsurile cred că se vor vedea și aici. Este o suprafață pe care ar putea avea lejer loc 10.000 de spectatori. Iar acum este o suprafață destinată doar pentru maxim 500 de spectatori. Vor fi benzi care vor delimita fiecare zonă în parte. Seria concertelor de pe insula Fundeni începe vineri seară la ora 20:30 cu spectacolul susținut de Ducu Berții și se va încheia duminică cu spectacolul trupei Azur, care va începe la ora 20:30. Biletele la concerte pot fi achiziționate online. Parteneri media evenimentelor muzicale de pe insula Fundeni sunt Național TV, Național 24+, Favorit TV și Național FM.